Mă numesc Ghențenos Gheorghe, sunt din județul Bihor, comuna Curățele, sat Curățele. Sunt membru al asociației, al clubului Maraton Transilvania, fiind unul dintre cei 7 membri fondatori. În urma mai multor vizite prin țară la diversi crescători, una dintre categoriile mele preferate este maratonul. Ne aflăm în compartimentul meu de reproducție, având dimensiunile de lungime 2,5 m, lățime 2 metri, înălțime 2 metri. Compartimentul este compus din 9 boxe și 5 odihnitori. Cât despre porumbei, 5 perechi. Dintre care porumbei de la domnul Costea Octavian, zis și profesorul, doi solzați de la Buțcanu Ștefan, solzați pe roșu, doi porumbei de la Vesa Corneliu și o femelă de la domnul Doban din Caraș Severin și nu în ultimul rând un porumbel din 2009 de la domnul Turuș Samuel din Mediaș. Acesta este porumbelul care mi-a adus mie cele mai mari satisfacții, aducându-mi prima normă la categoria maraton. Este un porumbel din 2009, având seria 573-443 și este un porumbel de la domnul Turuș Samuel din Mediaș. Porumbelul este numit Sami, având numele după proveniența sa de la domnul Turu Samuel și a concurat la 5 etape de maraton, începând cu anul 2011, a concurat 3 etape în 2011, a clasat una, iar în 2012 a concurat 2 etape și a clasat 2. La a treia etapă, nemai fiind angajat, deoarece l-am oprit la reproducție. Este compartimentul meu de zbor. Am puțin porumbei, deoarece în această primăvară am făcut o selecție la mână cu domnul Vesa Corneliu, majoritatea fiind lichidați. Și aceștia care se văd acum sunt unii dintre puținii porumbei rămași. Unul dintre mentorii mei este domnul Adrian Domocoș din Rămetea. De la acesta învățând foarte multe despre categoria maraton.